Membrii echipei de asistență în caz de catastrofe, Samaritan's Purse, îi ajută pe cei răniți din Ucraina în numele lui Isus. Președintele lor, Franklin Graham, a călătorit recent acolo pentru a vedea activitatea medicală și pentru a-i încuraja pe cei de pe teren. Mă numesc Franklin Graham și mă aflu în Ucraina, unde Samaritan's Purse are un spital de urgență. Avem grijă de răniți, avem grijă de bolnavi, avem grijă de bătrâni, de tineri, oricine ar apărea. Ei vin la noi și noi îi ajutăm. Vă mulțumesc tuturor pentru că sunteți aici. Mergem acolo unde este lupta și asta facem, iar acești doctori și asistente se pun în pericol ca să putem prezenta celor răniți Evanghelia lui Iisus Hristos. Cred că nevoia va fi aici încă ceva timp. Și se poate schimba, se poate schimba puțin și ne vom schimba și noi, dar ne vom schimba pe măsură ce va fi nevoie să ne schimbăm. Veți vedea că unele dintre corturile noastre au fost strânse și efectiv expediate chiar în această dimineață în Est. Răniții vor fi mulți acolo, iar noi vom fi acolo să avem grijă de ei. Aceasta este gara. Aici vin oameni din toată țara. E atât de multă suferință, atât de multe lacrimi, atât de multă durere a trecut prin această gară. Vreau să încerc să ajut acești oameni, să iubesc pe acești oameni, dar vreau să o fac în numele lui Iisus Hristos. Samaritan's Purse are o clinică aici, iar noi avem medici și asistente. Pe măsură ce oamenii coboară din tren, unii sunt bolnavi, avem un loc unde putem să avem grijă de ei, iar pe cei care trebuie internați îi ducem la spitalul nostru de urgență. Este important să vă rugați. Rugați-vă pentru echipa noastră, pentru siguranța lor. Rugați-vă ca ei să fie puternici. Rugați-vă ca Dumnezeu să ne ocrotească și să ne păzească, astfel încât să putem continua să predicăm și să proclamăm Evanghelia lui Iisus Hristos și să-i tratăm pe cei răniți și îndurerați și să facem totul în numele Său.